Bun, bine ați revenit la Cariera cu Barcelona. Și astăzi o să fie o zi interesantă pentru că avem mare deplasare la Liverpool. O să jucăm pe Anfield Road, un meci teribil de greu cu locul 3 în acest moment. Liverpool într-o atmosferă fantastică. Înainte de asta avem meci în Carabao Cup cu Burton. Nu știu ce e Carabao Cup. Și mai avem și meci cu Roma pe 1 noiembrie la Roma chiar. O să jucăm în deplasare. Da, Carabao Cup ocupă no name. Îl pun și pe DB la antrenamente să mai crească băiatul. Și bineînțeles simulăm meciul cu Burton și o să bagă echipa secundă pentru că Luis Suarez și compania trebuie să joace cu Liverpool, toată lumea, Neymar, nu sunt mai vedete în echipa asta, ce să mai. Simulăm deci meciul cu Burton, am făcut și echipa secundă, o știți cu toții, doar că va fi treștecă în poartă acum. Asta nu e asta. Băi, uite, echipa secundă. Nu vrea să-mi ia echipa secundă la sim match, apare peste tot mai aici, nu? Asta e, o să jucăm cu titulari, o să fiu puțin obosit cu Liverpool, dar asta e, jucăm cu Burton, cu toată echipa, serios. Pierdem la penaltiuri cu Burton, cu prima echipă și au fost și prelungiri. Aoleu, numai Neymar a înscris, Ekins a egalat și ne bat la penalti. Doamne, 4-3. Ce au jucătorii la sim? Avem echipa atât de bună. Și totuși, Liverpool, un meci în minus, 2 puncte sub noi, iată, în Premier League. Sper că s-au odihnit jucătorii, că au avut timp. Da, hai să zicem că e în regulă. Aoleu, Piqué și Boateng nu par în regulă. Să-l bat pe un Titi. Așadar, iată-ne pe Anfield Road. Luis Suarez o să-și trească fostă echipă pe Liverpool. E ceva ce nu s-a întâmplat niciodată. Uite-l și pe Messi la încălzire. Stadion plin, super atmosferă. You'll never walk alone. Se aude pe acest stadion minunat. Ne-a despart doar 3 puncte de Liverpool, un meci minus pentru Cormorani. Este un derby în adevăratul sens al cuvântului și chiar un derby de clasament, putem spune. Numai 6 goluri a primit Liverpool în tot sezonul până acum. Se întâlnește cea mai bună apărare contra cel mai bun atac. Este un super meci ăsta. Noi am dat cel mai multe goluri, ei au luat cele mai puține. Uite-l pe Jurgen Klopp. A făcut o defensivă foarte bună aici, dar oare poate să-i reziste lui Flavio Stoica? În poarta Liverpool este Mignole, Klein, Tah, Matip și Milner în apărarea lor, patru fundași. Lallana, Emre Can și Henderson la mijloc. Mane, Roberto Firmino și Coutinho în atac. Este un 4-3-3 clasic folosit de Klopp. Și iată, Benzema, Salah sunt rezerve, cei doi. Interesat de rezerve, stai cam pregătit. A trecut prin el la Stewardul. Ce asta, mă? Of, Doamne. Ce? Dar cum poți să treci printr-un om așa? Ori Stewardul era, avea puteri supra-paranormale, era paranormal Stewardul sau Stoican nu e ceva cu el. Nu știu, voi ce credeți? Spuneți-mi în comentarii, incredibil. Satan, nu, e Satan, sigur. Oare n-am mâncat jocul ăsta, e stulă brânză. Începe meciul cu Liverpool, Dybala. În dreapta la Leo Messi. Messi. Greșește pasa, Coutinho a recuperat. Pentru Liverpool, cea mai bună defensivă din Anglia. O întâlnim astăzi. Încă se cântă un Never Walk Alone. Superb, absolut superb. Se face pia de găină cu astfel de atmosferă. Mane. Sadio Mane, pasa în centru, la Henderson, depostetat de Sergio Busquets. Busquets minunat pentru noi, ca întotdeauna. Da, am greșit pasa cu Rakitic, Coutinho a recuperat. Mingea la Milner, pasa printre în careu, este Coutinho, apără Ter Stegen, este 1-0 pentru Liverpool. Golul înscris de Roberto Firmino, a nebunit publicul pe Anfield Road. A, nu ia bună. Au cea mai bună apărare nasol dacă au dat primul gol. Firmino a înscris un gol construit bine, o pasă printre perfecta lui Milner. Puțin noroc aici că sare mingea înapoi, dar trebuie să jucăm în continuare. Minutul 7, suntem în dezavantaj. Asta e bună la Mane, Mane, Sadio Mane în careu. Foarte bine driblează, ce bine controlează mingea, cred că este penalti, n-a fost, a simulat se pare Mane. Sergio Busquets, găsim pasa la Neymar, perfect, un contraatac al nostru. O, pasa aia Neymar, ce-ai făcut? Ha, de ce a dat atât de slab? A fost o greșeală a lui Neymar aici.
Dybala, hai să mai încercăm pe la Neymar. Neymar, foarte bine, are mult spațiu brazilianul. Neymar, șutul lui Neymar pe jos, Mignolet o scoate. Primul nostru șut pe spațiul porții lui Mignolet, apărat de acesta, păcat. Prima ocazie pentru noi prin Neymar. Se va veni și pauza, se va fluiera 1-0 pentru Liverpool în continuare. Să mut ofensivul, scoate Busquets. O să vină Dembele pe dreapta, Messi acolo și îl jucăm și cu Dybala în spatele lui Lionel Messi. Poate așa putem să punem mai multe probleme. Prea bine se apără ăștia de la Liverpool. Coutinho, centrarea lui, nu era deloc Mane pe lângă poartă. Minutul 58, iese Firmino, intră Karim Benzema. În sfârșit se face schimbarea, nu știu ce n-a jucat Benzema titular. Totuși Firmino a înscris. Iată-l pe Benzema la prima atingere, pierde mingea, am înțeles de ce n-a jucat titular acum. Dybala acum. Aoleu, Dybala, are spațiu de șut, Dybala pe lângă, ce ocazie. Foarte aproape din nou să înscriem. Rămâne tot 1-0. Final. Pierdem cu 1-0. Cea mai bună apărare s-a dovedit a fi incredibilă. N-am putut să scriem. N-am avut decât vreo două ocazii în meciul ăsta. Liverpool, o victorie meritată. Uite, două șuturi am avut. Incredibil cât de bine au putut să se apere. Și suntem în fața unui sezon greu, rău contra acestei echipe Liverpool. O să fie complicat. Acum mergem la Roma, unde o să fie probabil un meci mai ușor. Ne așteaptă Olimpico din Roma, o victorie ne califică mai departe în Liga Campionilor, mergem în optimi. În cazul în care reușim să batem Roma din nou, un stadion plin, ce frumos arată, și o coreografie destul de interesantă. Venim cu Messi pe bancă, la fel și Boateng. O să-i odihnim pentru că au avut meciuri grele în Carabao Cup, că aparent te bate și ăla Bristol, ăia, Bristol, cum îi cheamă? Din Carabao Cup, nici nu mai știu. Ne bate din Carabao Cup. Ne bate și Liverpool. Na, o greșeală de-a noastră aici, Dzeko. Nu pot să cred. Băi, am chemat jucătorii să vină și n-au venit. Apăs să vină jucătorul, nu vine. Și am apăsat. Uite, nici nu s-a mișcat ăla. Parcă nu-s conectați la meci. Nu înțeleg ce se întâmplă. Dembele, bine, în centru, Paulinho, apără Alisson, nu se poate, aproape iarăși să înscriem înainte de pauză, Dybala, batem cornerul, nu-l batem rău, Paulinho, iarăși, peste, bine pauză, încă 1-0 pentru Roma, Messi, către Paulinho, du-te Dembele, haide, Suarez, uite-l în centru, pasă-i către el. Mingea ajunge cumva la Deulofeu. Nimic nu ne iese în momentul de față. Parcă echipa și-a pierdut moralul după acele două înfrângeri. Mai lăsa din Carabao Cup. Nu știu care a fost faza acolo. N-am idei. Nu știu ce se întâmplă cu echipa noastră. Hai Neymar. Hai cu Messi. Către același Neymar. Neymar trece de un adversar, dar este singur. Trece de doi. Du-te Neymar. Haide. Trebuie să fie un gol al nostru aici, ca să putem să facem ceva, să obținem ceva. N-a fost. Mingea tot la noi. Deulofeu oprit de Nainggolan. Nu. N-a fost nimeni alături de Neymar. A, pasa la Bertrand. 2-0. Minunat. Ce să zic? Au jucat mai bine ăștia de la Roma. Încă o înfrângere în deplasare. Greu de jucat. El și era, uite-l în careu. Pasa bună, Perez. Strutman face 3-0. Zici că e Roma cu Chelsea din realitate. Câștigă Roma cu 3-0. Fază bună și asta. În ultimele minute. Dar golul ăla lui Dzeko, minutul 10, nu trebuia să fie. Nu știu ce are echipa, să-mi spuneți voi ce credeți că trebuie făcut, pentru că eu chiar nu știu. Ne învinge Roma, hai să vedem cum stăm în clasament. Celtic probabil a pierdut cu Dortmund. Dortmund a bătut, da. 2-1 acasă cu Celtic. Oh, nu, grupa noastră, toată lumea are câte 7 puncte. Înfrângerea cu 3-0 a fost nasoală rău, pentru că Roma a trecut pe prima poziție. Am pierdut mult acolo.
Noi trebuie să batem în ultimele meciuri, este foarte strâns. O să ne batem pentru primele alea două locuri cu Roma și Dortmund. Pentru noi urmează meci cu Celtic. Roma joacă împotriva lui Dortmund, deci se bat între ele. Noi trebuie să câștigăm neapărat cu meciul cu Celtic. Da, când am atât un episod al înfrângerilor în această carieră, trebuie să fie și din astea, sunt și momente proaste, nu putem bate mereu cu 6 la 1. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like, data viitoare jucăm cu City și Arsenal în Premier League, meciuri tare de tot. Și o să jucăm și ultimul meci cu Dortmund, care va decide dacă mergem sau nu în primăvara europeană în ligă. O să fie nasol rău de tot. Ok, cine crede că ajungem aici? Am atât, i-am zis de-o, pa!